Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit! Eu nu sunt convinsă, dar am aici lângă mine pe Rosi. Bună dimineața, Rosi! Și îți mulțumesc că ești alături de mine și vreau să-l întreb. Rosi, azi e 31 ianuarie? Exact, mi s-a răspuns. Asta înseamnă că s-a terminat prima lună a lui 2024. A zis ceva, dar n-am înțeles ce. A, da, și avem ședință de CJ. Oh, doamne, doamne. Dragii mei, o să vedem și ce se întâmplă la ședința de CJ, dacă o să fie cu cântec sau o să fie liniște. O să aflăm probabil și alte detalii despre ce schimbări se pregătesc în spațiu politic, tocmai pentru că de mâine intrăm în luna iubirii și avem motive să credem că va fi o lună specială și că noi vom oferi mai multă iubire, mai multă dragoste, mai mult enjoy și că o să fie un februarie plin de iubire. Acum o să înceapă și acele discuții contradictorii pe care le trăim în fiecare an. E sau nu e Valentine's o zi pe care să o sărbătorim? Că noi românii avem dragobetele. Eu pot doar să spun așa. Nu cred că o zi dedicată iubirii, nu contează de unde am împrumutat-o și cât e de folosită pentru marketing, dar o zi în plus dedicată iubirii, oare ce să strice, dragii mei? Eu zic că poate că reușim să mai dăm așa din iubirea noastră celor din jurul nostru și noi ca popor, așa, noi românii suntem binecuvântați că uite avem două zile în plus față de ceilalți. Avem și dragobetele și putem să sărbătorim iubirea de două ori în luna februarie. Nu întâmplător am început așa cu de dimineață cu iubirea. Pentru cei care vă pregătiți să ieșiți din casă, plecați mai târziu la serviciu, să știți că nu e foarte cald afară. Ziua de primăvară de ieri nu e la prima oră, parbrizul a fost înghețat, aveți grijă că trebuie să răzuiți parbrizele, așa că mănușele, că o fi sau nu o fi ultima zi din ianuarie, cu siguranță iarna nu a cedat încă. Dragii mei, aș vrea să vă citesc ceva. Cred că e cel mai bine să încep așa. Și spune, o vechime în învățământ de 26 de ani, 22 de ani activez în alternativa educațională step by step la școala gimnazială Andrei Șaguna Deva. Alternativă care m-a format și valorizat, m-a ajutat să mă descoper și să pun accent pe colaborare, pe echipă, m-a învățat să caut binele în orice și să scot la iveală copilul lumină din oameni. Asta m-a impresionat cel mai mult, dragii mei. Mai există, mai citim, că mai e. Copilul lumină. Se pare că nu sunt unică și mai sunt oameni așa cu crez ca al meu. Am găsit-o pe doamna Ramona Oltean. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Eu vă spun bine ați venit și vă mulțumesc că v-ați trezit așa de dimineață. Da, cu drag, cu bucurie. Abia apucam să vă cunosc. Vă mulțumesc! Personal vă știam, dar nu așa, față în față, doar online ne știam. Vă mulțumesc mult de tot că ați acceptat invitația și vă mulțumesc că eu vă mulțumesc pentru ceea ce faceți. Începem de aici. Eu nu prea fac afirmații gratuite, dar v-am apreciat activitatea și de ce spun asta? Pentru că cumva faceți parte din familia noastră de aici, de la Hunedoara 1 TV, din familia
mea de aici, de la Tara Dimineții și colegele mele de pe știri, pentru că sunteți cadru profesoral, cadru didactic pentru nepoțica colegei mele, Petronela Tămaș, și știu de la Petronela că am însoțit-o de câteva ori acolo la Andrei Șaguna, la școală, pentru diferite activități pe care dumneavoastră le faceți. Și cum, așa cum telespectatorii mă cunosc și eu le mulțumesc că sunt alături de mine în fiecare dimineață, nu e foarte simplu, știu, să ne trezim așa cu enjoy și să zâmbim de la prima oră. Cumva am văzut eu acolo că faceți lucrurile altfel. Step by step înseamnă pas cu pas. Și așa cum eu am făcut postarea, pas cu pas spre viitor. De ce am spus asta? Pentru că oameni precum doamna de aici, de lângă mine, din această dimineață, pregătește viitorul țării noastre. Pentru că acești copii care trec pe acolo, pe la step by step de la Andrei Șaguna, probabil că vor fi, cred eu, altfel. Și de ce spun asta, veți vedea în cele 50 de minute care urmează. Nu știm foarte multe despre ce înseamnă step by step. Eu cel puțin nu știu. Dar până să aflăm ce facem pas cu pas în fiecare zi către un alt viitor, vreau să întreb pe doamna profesoară, pe doamna profesoară. Profesor pentru învățământ primar. Așa, o să vedeți că deja m-am încurcat în titulaturi. E greu. Dar ajungem și acolo. De unde pasiunea pentru învățământ? Cine a trezit în dumneavoastră, în copilăria dumneavoastră, pasiunea pentru a fi dascăl? Că până la urmă să fii dascăl, așa cum am povestit, nu e o meserie, devine un stil de viață. Da. Pasiunea a trezit-o doamna mea învățătoare, care era o doamnă deosebită, Dumnezeu să o odihnească, nu mai este printre noi, Bretotean Letiția, dar cu mândrie pot oricând să pronunț numele dumneaei. De micuță îmi scriam lucrări de control cu indigo și le corectam acasă. Scriam pe dulapul bunicii cu creta luată de pe la școală, îmi dușeam buzunarele și eram acasă și eu, după masa, o doamnă învățătoare, așa ca și doamna mea învățătoare. De asemenea, doamna mea educatoare, Lupulescu Ioana, pe care o salut și o îmbrățișez, este în Deva acum și este o frumoasă pensionară, dar de fiecare dată o bucurie să o întâlnesc. Oameni frumoși care au știut să ne arate această bucurie de a fi grădinar de suflete umane, pentru că eu așa consider că un dascăl este un grădinar de suflete umane. Este, așa cum a spus, un stil de viață, trebuie să ne asumăm acest stil de viață. Nu este o hăinuță pe care o dăm jos acasă când ajungem și devenim altceva. Eu mai devin și mamă, deci ce nu am pus eu în prezentare este cea mai importantă meseria mea de mămică, dar îmbin perfect cu mămica de la școală, pentru că acolo am familia mea lărgită. Deci doamnele învățătoare și educatoare au fost cele care mi-au deschis drumul spre această meserie pe care o ador. Se vede, dragii mei, dacă ați vedea-o la clasă sau la spectacole sau la sărbările pe care le organizează, parcă e de acolo, din peisaj. Cumva cei mici reușesc să spargă în general, cadrele didactice se învăluiesc într-o armură, pentru că fiecare sufletel, fiecare îngeraș care trece prin viața unui dascăl rupe o bucățică. Eu am o curiozitate, ce rămâne la finalul vieții din sufletul unui dascăl, pentru că dăruiți fiecărui copilaș care trece prin viața dumneavoastră o bucățică. Povesteam aseară că am așa o idee, eu am zis la 4 ani. La 5 ani. Fiecare dascăl întinerește odată la 5 ani. Și totuși,
cum găsiți puterea să vă resetați? Pentru că în momentul în care copiii pleacă, își iau din dumneavoastră bucuria, își iau curajul pentru a pleca în viață, își iau, nu știu, tot ce se poate lua mai bun dintr-un dascăl, pleacă mai departe în viață și dumneavoastră rămâneți și trebuie să o luați de la capăt. Acum, eu sunt tare curioasă, cum găsiți puterea să vă resetați, să vă adunați și să dăruiți din nou unei alte generații bucurie? Nu știu, nu cred că e o rețetă specială, nici nu mi-am pus întrebarea cum fac, dar fac. Fac și așa cum ați precizat, da, fiecare generație are specificul ei, vine cu noul ei și noi trebuie să fim mereu ancorați în realitatea lor. Pentru că fiecare generație are provocările ei, noutățile ei, particularitățile ei și mai ales în step by step noi predăm individualizat și centrat pe elev, nu o zi, în fiecare zi, nu o dată de fiecare dată. Iar faptul că ei pleacă, nu pleacă de tot, noi avem o conexiune foarte bună cu foștii noștri elevi, așa cum ați văzut din materialele pe care le-am trimis, noi creăm comunități și sper eu puternice și inteligente și înțelepte, care să facă față cu brio provocărilor vieții și care să spună și peste ani și ani, sunt mândru că am fost școlar step by step. Și dacă mai ieși de la Andrei Șaguna, sunt și mai fericită. Avem două materiale, o să revenim cu ele mai târziu, o să rog pe Rosi să ni le dea puțin mai târziu, dar deocamdată vreau să citim așa. Absolvent Master Management Educațional, absolvent curs Mentalitate Deschisă în Educație. Sunt metodist al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, formator național în 2008. Responsabil de cer pedagogic la nivelul claselor a treia, zona DEVA, pentru învățământul tradițional. Responsabil de cer pedagogic la alternativelor educaționale pentru județul Hunedoara. Membru în Corpul Național de Experți în Educație. Și cred că aș mai putea să mai citesc, că cred că mai sunt, mai avem. Nu înțeleg eu, am reușit să creăm o familie prof 4 puternică. Dragii mei, dumneavoastră, de câți ani faceți școală? Că eu tot citesc, da, citesc de ieri, dragii mei, că tot citesc și nu se mai termină. Și eu nu înțeleg. Vorbim despre copii de la 6-7 ani, da? Da? Da. Primii pași în, așa, bun. De ce atâta școală pentru acești copilași? Pentru copilași, pentru noi, pentru că trebuie să fim foarte informați atunci când pornim pe acest drum al cunoașterii. Dai din ceea ce ești. Și atunci eu nu mă pot opri din a învăța, din a studia, din a căuta soluții infinite la provocările ce apar. Iar a fi formator național, sigur că implică o pregătire suplimentară. Nu poți să formezi oameni în învățământ dacă tu nu ești foarte bine pregătit, eu așa consider. Și atunci învățăm permanent. Lângă patul meu mereu se află un teanc de cărți, niciodată nu pot să aspir corect. Spune soțul meu, mută-ți mobila, adică mereu am un turn de cărți pe care le tot pun și le mut, pentru că eu citesc. Investesc în cărți foarte mult, nu numai în cărți, dar în cărți în mod special. Bun. Sunt și foarte curioasă de felul meu, mai sunt și un berbec de neoprit și atunci, da, n-am cum să mă opresc, studiez. Și acum ne întoarcem la discuția pe care noi am avut-o înainte de emisiune și o reluăm. Ce înseamnă, de fapt, step by step? Pentru că eu nu sunt părinte, dar sunt convinsă că am foarte mulți prieteni și foarte multe prietene care vor fi mămici în curând, sper eu, sau așa cum Elena ne-a scris în această dimineață și o salutăm pe Elena, mama Luniței, ei vor să aleagă ce e mai bun pentru copiii lor.
Și eu nu am înțeles niciodată care e diferența între clasele 1-4, step by step, și clasa 0. Care e diferența între formele acestea de învățământ? Da. Păi, clasa pregătitoare, clasele, de la clasa pregătitoare la clasa 4-a este și învățământul tradițional și step by step, pornind de la egal la egal amical, doar că metoda în care noi, în alternativă, discutăm conținuturile și facem predarea este diferită. Noi nu suntem mai buni sau mai răi decât alții, dar suntem o alternativă ce merită a fi cunoscută. Pe lângă ceea ce vă spun eu astăzi aici, cel mai bine ar fi să fie vizitate clasele de step by step pentru a vedea de fapt atmosfera de acolo, bucuria din ochii copiilor. Nimic nu te poate, cum să zic, determina să alegi step by step dacă nu mergi să simți vibe-ul clasei și spiritul clasei. Dar ca și diferențe sunt faptul că lucrăm două cadre didactice la clasă, în intervalul orar 8-16, strategia, metodele de lucru, tehnicile de lucru pe grupe mici, adică una e să predai un conținut la 25 de copii plus minus, într-o sală de clasă unde toți sunt aliniați în băncuțe, vezi doar ceafa colegului din fața ta, unde nu poți spune că există o conexiune, o comunicare, o colaborare, atâta timp cât așezarea nu-ți permite să faci acest lucru. Și una e să predai un conținut la 5 sau 6 elevi, cum avem o masă, avem mai multe mese mari și mese mici. Așa este structurat mobilierul, că și el este special în clasele step by step. Și la acea masă stau 5-6 copii cu dascălul care stă pe scaun, învață umăr la umăr cu ei, îi vede pe fiecare, îi valorizează pe fiecare, vede măreția din fiecare copil la momentul potrivit. Că la un moment dat mulți copii sunt atât de speciali și atât de frumoși și pentru că timpul nu ne permite și mergem într-un învățământ pe viteză și destul de strict și riguros, atunci nu apucăm să vedem exact ce poate fiecare copil, ce tip de inteligență predominantă are, ce stil de învățare are. Nu apuci. Dar în alternativa step by step, lucrând cu grupe mici, discutând așa cum discut aici cu dumneavoastră, la o masă rotundă, fără colțuri. Știm ce înseamnă o masă fără colțuri. Înseamnă o masă a prieteniei și a discuțiilor libere. Și copiii sunt foarte deschiși atunci când înveți umăr la umăr cu ei. Eu observ diferența aceasta dintre alternativă și gimnaziu, de exemplu, când copilul meu a trecut din alternativă în gimnaziu și când n-am mai putut să întrebe atât de des sau poate aproape deloc, de fiecare dată când îi se părea că nu știe ceva, să oprească profesorul și să-l întrebe. Pe când noi, da, lăsăm copilul să se oprească, să ne întrebe. Nu corectăm cu roșu niciodată, corectăm cu creionul, subliniem, încercuim și corectarea o facem imediat cu copilul sau chiar și o face el. Nu mă apuc să tai tot caietul, să-l stresez foarte tare. Nici mie nu mi-a plăcut să am caietul înroșit de corecturi. Nici nu a fost cazul că eu am fost învățătoare de mică, dar avem tot felul de tehnici prin care aducem în clasă, în primul rând, starea de bine, punem accent foarte mult pe emoțional, pe valorizarea inteligenței emoționale, pe dezvoltarea personală și pe abilități de viață, pe lângă toate informațiile pe care acum le găsim la un clic distanță, informații pe care noi nu le oferim pe tavă, deci nu facem o predare la tablă și copiii scriu, toate informațiile încercăm să le sugerăm și să-i determinăm pe ei să le caute, pentru că așa înveți de durată. Că trebuie să învățăm cu sens și de durată. Nu să uităm, mâine am tocit, am învățat definiția, am scris-o. Oh, mami, al meu copil, ce bine că am terminat cu testul la fizică, am terminat definițiile, le-am știut la probleme. Ah, da, eu zic, vezi ce bine era dacă știam să aplicăm definițiile și teoria. Și aici e o problemă. Și vedem la nivel național că la testele PISA nu suntem foarte buni pentru că noi nu am învățat să învățăm, nu am învățat să înțelegem. Asta face alternativa. Învață copilul să învețe, să-și creeze o structură a informațiilor. Facem hărți conceptuale, facem rezumat la rezumat cu ei ca să înțeleagă, să-și structureze informația foarte clar. Fiecare după specificul și tipul de inteligență predominant.
Ei vin la step by step până în clasa 5-a. Până într-a 4-a. Din a 5-a pleacă, da. Inclusiv a 4-a. Deci că e clasa 0. Clasa 0 până într-a 4-a. Așa e și la tradițional, că acum așa se întâmplă. Cei 5 ani. Aici da. N-am prea înțeles. Da. Da. Bun. Eu am făcut 4. Da. Da, suntem noi, din generația... Da. Generația veche, facem. De aur. Da, executăm. Da. Acum, de aici se nasc, în mintiuca mea, se nasc două întrebări. Odată o întrebare, spun eu așa un pic ciudățică, copiii simt diferența după ce pleacă din genul ăsta de step by step în învățământul tradițional? Adică când ajung în clasa a 5-a, li se pare un pic diferit? Ce spun? Da, sigur că primul impact este oricum diferit de la învățământul tradițional la gimnaziu, pentru că doamna învățătoare, indiferent că sunt două doamne sau una, este mama lor de la școală. Sigur că grijile sunt pentru copii diferite față de gimnaziu, unde sunt mult mai independenți, dar în clasa 5-a deja au un bagaj de informații și abilități cu care ar trebui să se descurce. Este un impact pentru că, în primul rând, aranjarea sălii de clasă e diferită, este mai de copii mari, spun eu, așa i-am spus băiatului meu, mami, e mai de copii mari, voi acum sunteți mari. Asta vreau să vă întreb, cum îi liniștiți? Că e clar că ei vin înapoi și spun... Și-ar dori să se întoarcă. Da, cred. O să vedeți imediat poze despre ce vorbim și de ce își doresc copiii să se întoarcă. Dar au abilități suficiente de adaptabilitate, asta face step-ul. Implică foarte mult copiii și îi învață să se descurce în diverse situații. Și noi creăm o grămadă de situații. Eu sunt foarte fericită dacă sunt pe hol și copiii mei deja s-au apucat de lucru, pentru că ei deja la clasa a treia știu ce au de făcut. Și îmi zic și portarii, dacă trebuie să ies urgent, avem o urgență și ei zic, m-am uitat pe geam la copiii tăi, lucrează tot singuri, Doamne, cu ce le faci de fac așa? Zic, nu le fac nimic, dar ei deja în clasa a treia știu ce au de făcut. Și atunci pot să spun că grupul și-a căpătat independența și se va descurca și în clasa a cincea, a șasea, a șaptea, a opta. Și a doua întrebare... Cât e nevoie de un părinte să se implice? De unul sau de ambii părinți în de cazul? De toți cât există. Asta e diferit la step by step, da. Să spunem așa, față de învățământul tradițional, pentru că acolo cele 50 de minute, dacă vine părintele la nu deranjăm ora, stăm cu mintea afară, pe când aici... Părinții sunt invitați să deranjeze ora. Părinții sunt invitați să deranjeze de fiecare dată cu ghilimelele de rigoare, sigur, deranjează. Ajută extraordinar de mult. Ei sunt parte din procesul instructiv educativ. Co-planificăm alături de copii și părinți. Discutăm de fiecare dată când avem diverse teme pe care le abordăm. Aici am avut seara de Crăciun, intitulată Cutia cu fericire. Și intrăm în lumea... Step by step. Step by step, dragii mei, prin intermediul pozelor. Suntem în clasa steluțelor, ca să înțelegeți că totul putem are o tematică. Cameră, că nu prea arată clasă, nu? Arată o căsuță. Nu știu, a studio. De ce nu ne-ați chemat să fac în decembrie un matinal acolo la dumneavoastră? Da. Vorbim de perioada dinainte de sărbătorile de iarnă, când ați pregătit o întâlnire cu părinții, mai specială. Duminica a fost întâlnirea noastră și am mers cumva pe o lecție de educație civică mai mult, în care parteneriatul familie-școală a dat roade. Când spui parteneriat, familie-școală sună așa oficial și pe acte parcă mai mult, dar el aici îl vedem în realitate și vedem cum părinte umăr la umăr alături de copil. Numai puțin vă întrerup să nu vă uitați ideea. Vă rog frumos, priviți această poză. Da. O să mai privim una cu foarte mare atenție. Uitați-vă în partea dreaptă a ecranului. Aceia sunt părinți, da? Tătici. Tătici. Au emoții, dragii mei. Uitați-vă la ei. Un moment surprins în totalitate și de-a dreptul miraculos. Cum acei părinți stau și privesc. Acolo era o mămică cu o fetiță. Ei au pregătit deschideau momente cutia cu fericire împreună. Da, au pregătit momente împreună.
În același timp, uitați bucuria de a fi împreună, uitați familia unită, am creat aceste momente, să știți că sunt rare și acasă, eu mă refer la mine, nu neapărat la părinții clasei mele, foarte rar apucăm să ne strângem așa în brațe toți trei, sau dacă mai apare și bunica și bunicii, rare momente, aici noi îi aducem împreună familia. Fiecare copil este lăsat să arate ce dorește el și ce știe cel mai bine. Maia cântă la chitară și a invitat o prietenă, a avut voie să vină cu o prietenă, să o ajute și să o susțină pe Maia, pentru că el a început în domeniul acesta al cântatului la chitară. Și vedeți atmosfera, foarte lejer totul, nu avem strict emoția unei sărbări, nu greși, uită-te în față, nu te mișca, nu te strâmba, că te pozează, că... Totul este de emoție. Eu cu mâinile acolo la piept, pentru că acolo a fost o cutie cu fericire în care am descoperit o cămășuță de la botez. A pus mămica în cutia cu fericirea băiatului. Și toți copilașii vedeți cât de curioși sunt să descopere acele cadouri. Cadouri care de fapt au fost cadouri de suflet, care au adus emoție, bucurie sinceră. Pentru că un simplu cadou de Crăciun poate fi creat așa cu un dulce și cu un fulărel și cu o mănușă și cu o jucărie, dar aici au fost lucruri puse în cutie de care copiii să-și amintească întreaga viață. Și aici am avut un moment... Asta e poza, asta e rostia inimii. Deci mulțumesc. Deci uitați-vă, dragii mei, acei copii îngeri, da, care stăteau și se uitau la părinții lor, uh-huh, și părinții, uitați-vă la ei ce emoții au, deci sunt de-a dreptul în fața examenului, exact. Cred că, deci a fost una din pozele care m-a surprins, m-a încântat. Acești părinți minunați, uitați-vă la ei, nu se știe care sunt elevii și care sunt copii, da, deci sunt totali. Foarte frumos. Vreau să vorbim despre acea cutie ca să înțeleagă, da, și telespectatorii. Da. Dragii mei, cadourile la clasa steluțelor a doamnei Ramona Oltean sunt diferite. Adică nu facem un cadou că pur și simplu ne ducem și cumpărăm ceva. E frumos și așa. Dacă n-aveți timp, puteți să-l comandați și online. Până la urmă, cadoul e cadou. Vreau să întreb ce cadou aici, ce ați primit? Surpriză, toată lumea m-a întrebat. E un cadou recuzită. O recuzită. Să știți că am presupus că e ceva, pentru că pentru clasă, pentru că se vede că, da, cam tot ce faceți e acolo, la, da, clasa steluțelor. Și astea sunt interioarele cutiilor. Cutia fericirii sau cum ați zis? Cutia fericirii, da. Lucrurile diferă, după cum vedeți, părinții au trebuit să interpreteze ce își doresc și cu ce ar putea ajuta, am înțeles cu eu, adevărat pe cu copii. Adevărat pe copii, adică trebuie să te transpui în dorințele copilului. Acum, copilul își dorește Mac, bun, laptop, știm cu toții, online, jocuri, dar care sunt până la urmă dorințele reale și nevoile reale ale copilului, ca să-l facem să înțeleagă, cred da, că asta vreți, să-i facem să înțeleagă de ce avem nevoie de fapt în viață, să nu ajungem la o vârstă atât de înaintată ca a mea, nu dăm vârsta. No, 20 de ani puteți să spuneți, 25. Da. Și să descoper că nu-mi place fasolea verde. Așa e. Da, mi-au trebuit 25 nu de ani. Nu v-au descoperit la școală. Să... Da. Vreau să dau citire. Rosi, nu opri, te rog. Imaginile mai rulează. Le vreau să dau citire mesajelor. Adrian Mureșan, bună dimineața. Enea Vasile, bună dimineața. Bălan Cătălin, neața, Cătă, bună dimineața, o zi frumoasă, felicitări, mulțumim, felicitări și ție și domnului Vasile și celor de la Hațegana, ne vedem în curând, bună dimineața, salutări, Oltean Ramona, o îmbrățișoare, mult succes, spune doamna Ioana Tatiana. Te salutăm, Tatiana, ne mulțumim că ești alături de noi. Poate o continuare a stepului până în clasa 8 ar ajuta.
Sunt convinsă de asta, dar s-ar putea să ne dereglăm de tot ca și societate, că o să apară discrepanțele există alea. La nivel de țară, există chiar la Orăștie, clasa de gimnaziu, la Hunedoara au reușit să implementeze, așteptăm și la Șaguna, este în derulare acest proces, deci da, va fi în viitor, probabil în următorii 2 ani, 1-2 ani cam aici, dar există și sunt copii care merg cu bucurie la școală până în clasa 8. Doamne ajută, stăm aproape, vedeți, aflăm tot felul de lucruri minunate. Maria Dana Ciocan scrie felicitări, presupun că mulțumesc. Sunt pentru descălița noastră frumoasă, are niște ochi minunați, dragii mei. Daniela Enea ne spune bună dimineața, bună dimineața Dani, mulțumim că ești alături de noi, ne dor de plăcinta ta, felicitări, scrie Dani. Petronela Temaș e alături de noi, bună dimineața Petro, te îmbrățișăm, bună dimineața doamnelor, felicitări pentru tot ceea ce faceți. Așa e, mulțumim Petro, felicitări și ție, tu ești aici alături de noi mereu, cu sufletul, cu prezența și ea e colega noastră de pe știri, alături de Nicol Ebner, de la 17:40 și cu siguranță de la ora 16, Petronela e în direct la Hunedoara, în direct. Mai avem aici Ioana Tatiana, dacă ar fi să reia opțiunea în ce privește școala și începe cu STEP. Să știi, Tatiana, dragă, că am putea să facem o chestie din asta, poate ne mai trezim la realitate, nu se știe niciodată. Talida Sas Birtoc ne spune bună dimineața și tanti Maria Hinț alături de noi, o îmbrățișăm, o iubim. O așteptăm aici la Hunedoara 1 TV. Ea e prezentă, tanti Maria, pentru că nepoata domniei sale face parte din colectivul nostru, Bianca, o tânără minunată, care, uite, a avut un dascăl sau mai mulți dascăli minunați, care, uite, ne-au oferit ocazia să ne bucurăm de acești tineri care schimbă viitorul. Sunt convinsă de asta, că avem tineri minunați. Și rămânem la școala, la clasa steluțelor. Am depășit, Rosi, mulțumesc, sunt foarte multe poze, dragii mei, pentru că acești copii minunați, alături de dascălii minunați de acolo, o vedem pe doamna. E la clubul de lectură, vinerea este vinerea copiilor. Iarăși o zi extrem de importantă din săptămână. La clubul de lectură copiii își aduc ultima carte citită și facem o împărtășire la nivel de grup. Servim un ceai cald, aducem niște fursecuri, fiecare ce poate să aducă și facem așa ca o party, sărbătorim sfârșitul săptămânii. Și copiii pregătesc cumva întreaga zi, preiau, sunt cumva profesor pentru o oră, două, preiau din ceea ce noi învățăm întreaga săptămână și predau colegilor. Da, îi învățăm, da, aici un băiețel mi-a scris un mesaj, fiecare matematician are nevoie de un mentor și m-a pus acolo cu numele și mi-a dat un dulce. Mită, uite, mită, un dulce. Da, și ei sunt niște dulci și eu iubesc pe toți și ei știu acest lucru. Avem fișe de jurnal, fiecare copil, la sfârșitul zilei avem elevii zilei. Elevii zilei, de fapt, duc acasă mascoțica, stepinel și stepinela. Stepinela este pentru fetițe, stepinel pentru băieței, sub formă de steluță. Și scriu și o pagină de jurnal și vedeți că acolo, în pagina de jurnal, îi învățăm cum se așeze, de fapt, în pagină. Dată, începutul, alineatul, vedem ce frumos lucrează, aici învățasem și cifrele romane și băiatul a pus cu cifre romane a câta zi de școală este, fiecare zi o sărbătorim de școală, facem petrecere de-a dreptul la 100, 200, 300, da, 400, știu. Da. Adică și cele 500, dar fost... să vedeți la cele 500 de școală. A fost un festin tot organizat de copii și părinți. La 500 de zile, de regulă, părinții și copiii întorc ceea ce au învățat în cele 500 de zile. E un examen, cu ghilimelele de rigoare, în care noi ne simțim bine. Aici am mâncat sănătos în săptămâna verde. Prima dată când au mâncat copilașii hummus și au făcut părinții cruci, la propriu, că nu acasă mănâncă, cu siguranță nu, nu vor mânca nici ardei, niciodată. Și nici castravete. Aici Teodora, nepoțica Petronelei Tămaș, a adus un tort cu spanac și nu mai știu ce exact, verde, că era săptămâna verde. Este Teodora deosebită ca și toți ceilalți. Mere, am servit mere.
Ne-am bucurat de Săptămâna Verde și am încercat să îi dăm importanța cuvenită de la Târgul de Toamnă, unde a fost o lecție în aer liber de științe, în care am îmbinat toate abilitățile, nu doar științe. Au fost... A plouat, dragii mei. Da, dar noi acolo am stat. Dar nu a plecat și nu ne-am nimeni. Dat. Până și eu am stat în mașină așteptându-l pe Rosi și pe Petronela. N-a plecat nimeni. Da. Mici antreprenori, facem și educație financiară. Eu am ales anul acesta opționalul de educație financiară pentru că ei sunt pasionați de a ști de toate și atunci nu vreau să stau în fața bucuriei lor de a afla informații din toate părțile și din toate domeniile. Educație financiară, au învățat cât poți să investești, cât costă să prepari o limonadă, cu cât o vând ei ca să și câștige ceva. Sunt deosebiți, sunt special și pregătim poate pentru meserii nedescoperite, pentru că noi nu știm ce se va întâmpla în timp. Vedeți că apar toate cele, implicăm foarte mult și tehnologia. Aici este un moment de împărtășire, nu dorm. Ei doar se relaxează pe mochet, avem aceste zone de relaxare în alternative, 8 ore de stat la școală presupune și relaxare, după masa de prânz, în care și-au prezentat ce au făcut în vacanță, adică jurnal de vacanță. Nu avem teme, nu le-am dat două pagini de probleme din culegere, și dar le-am dat un jurnal de vacanță în care au scris despre dată, dacă astăzi suntem în 31 din punct de vedere matematic, cum îl putem obține? Facem produsul numerelor 6 și 5 și mai adăugăm 1 și ei au desfăcut și au creat problemă, pornind de la dată. Tot matematică, dar mai de suflet așa, nu chiar fișe întregi. Aici cu povestitorul zilei, David, avem în fiecare zi povestitorul performant, rubrică, ca la știri. Meteorologul zilei, povestitorul zilei și ceva de mate, am mai numit noi. Pentru că matematica nu e foarte iubită de toată lumea și mai pune ea așa câte o piedică în calea uitării și atunci încercăm să-i aducem pe toți să aibă un moment de matematică în care în 2-3 minute pe zi, în ordine alfabetică, aduc ce cred ei că își doresc să ne învețe ei pe noi despre matematică. Unii aduc curiozități. Aici avem un parteneriat cu Liceul Tehnologic Grigore Moisil, care ne și găzduiește, pe cărora le mulțumim din suflet că au avut grijă de noi în acest timp în care suntem în deplasare încă, dar ne întoarcem la școala nouă. Sperăm curând. Sperăm curând, Elena, dacă tot vrei să spui. Da, noi așa știm că va fi curând. Cu siguranță, în toamnă, cei care vor veni la Șaguna, în clasa pregătitoare, se vor bucura de cadre prietenoase și de o locație minunată cu hăinuțe noi. Aici la fel, vedeți, servim ceva și lucrăm o fișă de lucru. Pentru că și acasă când lucrăm ceva, parcă e mai frumos să guști și să bei o bar cu apă, o cafea, să le dăm și la școală posibilitatea să fie un fel de acasă, dar totuși într-un spațiu în care cineva le spune ce au de făcut, fără să le fie cumva ca un coordonator riguros. Suntem un coordonator prietenos. Acum, coordonator sau nu, dragii mei, trebuie să dau citire unui mesaj. Oh. Talida Sazbirtoc scrie: pupici de la David, care se uită în drum spre școală. Vă mulțumim! Și noi clar, îl pupăm pe David! Copiii sunt cumva lipiți sufletește și nu doar sufletește, că se vede că sunt lipiți și la propriu și la figura, dragii mei, de David, cadrele. Birtoc, uite, David, pagina ta de jurnal, dacă tot ne-ai scris. Uite, David, foarte frumos. E foarte frumos ce se întâmplă în ideea că acești copii... Deci poza asta e totală. La meteo. Suntem la meteo, despre asta vorbim. Meteo pe județe, și fetița, da. E norișor. Da, așa a ales. Doamne, să fie. Cine i-a făcut? Mătușa, deci, nu știu, că lucrăm în grup larg aici. Deci eu vin cu o propunere către Corina. Draga mea, Corina, dar... Uite, poate facem și noi la meteo, uite, o chestie din aia. Rosi, tu vezi câte... poate ar trebui să ne apropiem mai mult de step by step, de clasa de la step by step, de la Andrei Șaguna, pentru că s-ar putea să venim cu tot felul de lucruri inedite. Și clasa steluțelor sărbătorește aici 500 de zile, exact despre ce povesteam, dragii mei, 500 de zile de școală. Cum să sărbătorești 500 de zile de școală? În loc să faci școală,
tu sărbătorești, nu? Da. Da, la dumneavoastră se felul în care predați, felul în care sunteți alături de copii, fără nicio undă de a fi cumva diferită, să zici că ne periem că nu candidează doamna, da, nu și-a anunțat candidatura, dar fără nicio... Dar pentru profesorul anului. Se... Vă susținem, vă facem campanie dacă da, sunteți hotărâtă să o dăm înainte, că tot ne apropiem de un an, tot am intrat într-un an ciudat, ca să nu zicem altfel, dar ideea e alta. Copiii sunt lipiți la propriu de dumneavoastră și sufletește, și eu asta am văzut venind acolo, dar sunt lipiți și fizic de dumneavoastră. Cum faceți să nu faceți diferență între ei aici? Mereu e întrebarea aceea. Cum reușiți să împărțiți în mod egal dragoste și atenție? Da, păi tocmai pentru că în alternativă noi nu încurajăm competența și competiția. Și atunci competiția cu celălalt. Eu sunt în competiție cu mine. Eu trebuie să fiu mai bun decât mine mâine. Și ei știu acest lucru. Pentru că nu avem calificative care să-i facă să se supere pe mine că n-am fost destul de prietenoasă într-o zi și am dat un insuficient sau nu avem note. Oricum în învățământul tradițional primar nu mai există note. Dar pentru că noi nu punem etichete. Tu nu ai făcut bine. Tu, mesajele noastre către ei sunt, mi-a plăcut, încep cu a evalua ce a știut, nu să-l prind pe picior greșit și să-i spun lucruri care să-l dezarmeze, să-l dezamăgească, să nu mai aibă chef să o ia de la început. Îi spun frumos, prietenește și încep întotdeauna cu ce mi-a plăcut. Găsesc cu siguranță ceva ce mi-a plăcut la fiecare. Imposibil să nu găsim dacă ne punem ochelarii de dascăl valoros și inimos. Întotdeauna găsim. Și ești păpucii simt. Comozi a spus să-i însoțească. Foarte, foarte frumos. Florin Mircea Iancu ne spune mult succes, Hunedoara 1 TV și din capitala Banatului Montan, Reșița, sunteți urmăriți. Vă mulțumim și suntem aici, vă așteptăm alături de noi. Poate dacă treceți la TV, treceți prin studioul de ale dimineții. Noi vă așteptăm cu brațele deschise. Florina Corina Iosivoni vă trimite o inimioară și, bineînțeles, Sergiu Stănescu, deci din centru, probabil și începe ziua, ne pregătește cafeaua, deci de la librărie ne spune bună dimineața. Apropo de cafeaua pe care o pregătește Sergiu, rămânem în atmosfera de la clasa steluțelor, nu plecăm, dragii mei, vă promit, Rosie o să mai ruleze poze, dar vreau să mergem un pic către cadrele didactice, pentru că pe lângă aceste minuni pe care le vedeți, pentru că copiii ăștia sunt minuni, toți copiii sunt minuni, toți copiii sunt îngeri, toți copiii sunt binecuvântare de la Dumnezeu, nu există diferență. Mi-a plăcut aia cu lumina din lumina copilului și din sufletul copilului. Acum aici mă gândesc cum reușiți, pentru că eu am înțeles din discuții că dumneavoastră formați și cadre didactice. E una să formezi copilași, aici cred că e mai complicat pentru că ei vor rămâne cu tot ceea ce dumneavoastră modelați, dar cum e să creezi cadre didactice sau cum să formezi? Aici cred că e din nou, e ca la creație, aici trebuie să reușești să treci dincolo, să-i aduci într-o lume a copiilor, exact în ceea ce mi-ați spus, să găsim lumina din copilul. Copilul lumină din fiecare om, în general. Încercăm să-l scoatem la lumină din oamenii care au o relație cu noi și intră într-o conexiune sau într-un parteneriat. Vă spuneam anterior că și părinții cumva își trăiesc copilăria sau sunt din nou elevi, dar într-o clasă pe care n-au avut-o și și-ar fi dorit-o. Prin toate proiectele pe care noi le punem la bătaie, să zicem așa, prin
faptul că sunt partenerii noștri în învățare, că sunt prezenți la clasă, mâine avem ziua cititului împreună și avem alături de noi o mămică ce și-a făcut temele, s-a pregătit pentru a fi interesant mâine, pentru că ei, copilașii, o să ne judece foarte tare dacă lucrurile nu curg așa, pentru că ei s-au învățat să fie totul deosebit și special și fără erori, și atunci imediat o să-i spună părintelui sau nouă dacă lucrurile nu sunt cum trebuie. Nu e nicio problemă, pentru că asta și vrem, să fie deschidere, și la fel facem și cu colegele noastre care sunt debutante în învățământ. Eu am anul acesta o colegă, dar nu are decât 4 luni în învățământ, și pas cu pas învață și ea tainele step by step. O salut pe Sorina. Le salut de asemenea pe toate colegele mele care lucrează în alternativă și care știu că fac un efort dublu față de cadrele care lucrează în învățământul tradițional, că sunt inimoase și sunt creative și le îmbrățișez și le voi sprijini mereu, mai ales pe cele pe care le cunosc deja. Așa cum am spus, sunt reprezentant al Comisiei de Alternative pe județul Hunedoara și fetele sunt numeroase. Suntem 82 de cadre didactice care lucrăm în alternativa step by step la nivel de județ Hunedoara. Colegele de la Andrei și Aguna de asemenea sunt deosebite și au fost și ele eleve practicante la noi, la mine, la clasă. Au văzut cât de frumos e la școală și au dorit să rămână în învățământ. Înseamnă că am deschis și acolo o ușă și am scos copilul lumină și dascălul lumină mai târziu, pentru că asta se întâmplă. Dacă rămâi în învățământ și ai trecut pe la step, înseamnă că cu adevărat iubești ceea ce faci. Pentru că nu este ușor ceea ce se întâmplă la școală în cele 8 ore, pentru că trebuie să fii mereu prezent, foarte ancorat în realitatea copiilor, să îmbini metodele moderne cu cele tradiționale, dar la propriu să le îmbini, adică în momentul în care lucrurile simți că nu sunt ceea ce trebuie, oprește-te și schimbă tot, și step by step te lasă să negociezi puțin stilul acesta de predare. Că dacă eu am simțit astăzi că nu mi-am făcut treaba foarte bine și poate din motive personale sau din faptul că am fost un pic răcită, eu am simțit lucrul acesta și mâine mă duc și mi-au revanșa. Adică lucrurile nu rămân așa. Eu mereu am grijă să merg cu sens la serviciul pe care îl fac și cred că așa ar trebui să facă fiecare, pentru că atunci, da, va fi o societate minunată și oameni frumoși în jurul nostru, să lași urme frumoase pe unde treci. Le-am spus mereu elevilor practicanți la liceu pedagogic, noi suntem și bază de practică pedagogică la școala Andrei Șaguna și de fiecare dată când vin elevii de la PEDA spun: mamă, ce fain e la STEM, n-aș fi crezut că se predă și așa, parcă e o altă lume, o lume frumoasă, cu oameni frumoși. O familie suntem, chiar pot afirma că suntem o familie, avem și sprijinul managerilor școlii și vă așteptăm la clasa pregătitoare din toamnă, atât la tradițional cât și la step by step, pentru că, așa cum am spus, o să începem într-o școală cu haină nouă, cadre minunate, ce să-ți mai dorești? Să ne dorim să... Sănătate! Să, nu știu, să ne dorim să reușim să schimbăm măcar nu știu, cercul nostru de prieteni. A sunat așa, să schimbăm cercul? Nu. Nu schimbăm, dragii mei, nimic. Bucurie. Până la urmă, schimbarea vine din noi, eu așa cred, așa îmi doresc să cred, că fiecare dintre noi știm astăzi că, de fapt, soluțiile sunt în noi. Greșesc? Nu, întotdeauna le spun și copiilor. Când ei spun: nu mi-a ieșit nu știu ce, zic: cine a fost de vină? Hai să recapitulăm. Eu că nu ți-am spus, mi-a spus. Dar tu ce ai făcut? Cred că n-am fost atent atunci când mi-ai spus. Că ei ne spun și pe nume: Ramona, ce faci? Unde te duci? De ce pleci astăzi? De ce ai întârziat? Ne întreabă și noi suntem ok cu asta, pentru că așa îi simțim aproape. E clar că legătura și relația, ați văzut-o și dumneavoastră din imagini, este una strânsă, prietenoasă, deschisă, atât pentru părinți cât și pentru copii. Și nu, părinții nu deranjează, nu știu dacă am răspuns acolo suficient. Ajută enorm în acțiunile noastre.
Rămânem alături de step by step, dragii mei, pentru că e cu siguranță o schimbare pentru comunitatea de lângă noi. Mai avem foarte puțin timp, Rosi, te rog, din suflet, pregătește cele două materiale pe care vreau să le dăm înainte de a ne lua la revedere, tocmai pentru că vreau să exemplificăm care e aportul acestor dascăli în comunitatea noastră. Ce se întâmplă după ce acești tineri pleacă din STEP? Există viață și după STEP. Ce se întâmplă? Viață bună. După STEP by STEP, două domnișoare ne povestesc. O să vedeți, imediat. Dragi colegi mai mici, cu bucurie și emoție, vă transmit cele mai sincere felicitări cu ocazia împlinirii celor 500 de zile de școală. Sunt Dalia Trif și acum 9 ani am fost elevă aceleași clase în care sunteți și voi acum. Îmi amintesc cu drag momentele similare și cum fiecare zi aducea cu ea noi provocări și descoperiri. Este uimitor să văd că drumul vostru în școală este la fel de plin de învățături și momente speciale precum a fost și al meu. Doamna învățătoare a avut un impact deosebit asupra mea, fiind alături la fiecare pas și totodată a contribuit la dezvoltarea mea ca persoană. La Step by Step nu am învățat doar materii școlare, ci și lecții importante de viață, despre curaj, perseverență și colaborare. În cele 500 de zile de școală sunteți pe punctul de a aduna o comoară de cunoștințe, care vor constitui baza viitoarelor voastre realizări. Fiecare zi este o șansă de a învăța și de a descoperi ceva nou. Eu, în prezent, sunt studentă în Eindhoven, Olanda, unde studiez ingineria și designul. Drumul până aici nu a fost ușor și încă este plin de foarte multe provocări. Însă, la Step by Step, am învățat să am curajul să mă urmez fiecare vis. În încheiere, îmi doresc cu ardoare să vă bucurați de fiecare zi de școală, să învățați cu entuziasm și să vă susțineți unul pe celălalt. Pentru că fiecare zi vă aduce mai aproape de a vă îndeplini visele. Cu multă dragoste! Salutare, dragi colegi din clasa 3-a Step by Step! Am auzit că astăzi împliniți 500 de zile de școală. Wow, și câte sute vă mai așteaptă! Mă numesc Balaj Alexia Gabriela și sunt fostă elevă a școlii gimnaziale Andrei Șaguna din Deva, stepistă și eu, iar în prezent studiez la Facultatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, pe specializarea medicină generală. Cu ocazia 500 de zile de școală, doresc să vă înveseleți puțin dimineața cu niște urări și gânduri bune din partea colegii voastre mai mari, pentru că eu încă mă consider partea colectivului, step by step, a unei fetițe care ar da orice să retrăiască momentele pe care le trăiți voi acum. Așa că bucurați-vă de orice clipă a fiecare zi de școală, de orice activitate pe care o faceți cu doamnele învățătoare, de orice lucru pe care îl învățați și de momentele cu colegii. Pentru că nu cred că realizați, dar veți vedea mai târziu că aceste momente vă vor rămâne întipărite în minte și în suflet pe tot parcursul vieții. Fiți creativi și fiți dornici să învățați tot ce vă predau doamnele învățătoare, pentru că acesta este primul pas către un viitor strălucitor. Fiți motivați să fiți mereu cei mai buni și să ajungeți exact acolo unde vă doriți, să vă depășiți limitele. Chiar dacă nu vă iasă un lucru din prima încercare, nu este nicio problemă, încercați mai multe ori până când ajungeți la rezultatul dorit. Sunteți mici, știu, dar dacă porniți cu mentalitatea de învingători, exact așa veți și ajunge. Bucurați-vă de ceea ce aveți, de prezent, de sărbătorirea fiecărei sute de zile de școală. Sunt mândră de voi că ați ales această formă de învățământ, pentru că mi-e foarte dor de anii de generală, pentru că am avut și eu ocazia și oportunitatea de a învăța într-un cadru step by step, coordonată și îndrumată de doamnele învățătoare Ramona și Adina, două personalități cărora le voi mulțumi mereu pentru omul care m-a ajutat să ajung. Datorită lor, am pășit cu dreptul în viață și am ajuns o studentă responsabilă, muncitoare și devotată drumului pe care mi l-am ales. Am învățat să visez, să sper și să-mi doresc să ajung cât mai sus, să-mi depășesc toate limitele și să nu mă dau bătută niciodată. Doamnele învățătoare sunt asemenea a două mame care își doresc ceea ce e mai bun pentru elevii lor și care sunt alături de ei mereu. Așa că prețuiți-le, pentru că
De cele mai multe ori, aceștia își neglijează familiile și copiii pentru ca voi să aveți un cadru prielnic dezvoltării și învățării lucrurilor care vă vor ajuta pe mai departe. Și apreciați tot ceea ce fac pentru voi. Nu în ultimul rând, vă urez o aniversare de neuitat, rămâneți la fel de iubitori, zâmbitori și creativi și motivați să ajungeți exact acolo unde vă doriți. Ca și până acum, vă transmit o îmbrățișare strânsă și vouă și doamnelor învățătoare. Mult succes pe mai departe! Dragii mei, puține cuvinte mai pot să spun pentru că emisiunea e spre final. Pot așa. Bucurie și admirație pentru că astăzi le-am simțit din plin ca părinte voluntar în mijlocul steluțelor și alături de doamnele învățătoare. Nu dau citire uneia. Vreau să citesc doar începutul de la mai multe povestioare scrise de părinți. Sunt recenzii pe care părinții le scriu după ce pleacă de la activitate. Dragi doamne învățătoare, dragi copii, am pătruns în universul vostru pentru a doua oară, cu mai multă încredere, cu mai puține emoții, dar cu aceeași imensă bucurie. Dragii mei, oamenii ăștia se întorc în copilărie. Bucurie, semnul exclamării. Bucurie să mă aflu la a doua întâlnire cu minunatele steluțe în care i-am regăsit la fel de calzi, de iubitori, curioși și dornici de cunoaștere. Aș putea să fac, dragii mei, 50 de minute de emisiune cu ce scriu acești părinți după ce trec pe la step by step. Ioana, Tatiana, da, ați transmis cu multă emoție așa cum faceți de obicei. Mulțumim, bună dimineața, Edi, drumuri bune dacă ești pe drum. Te așteptăm alături de noi dacă ești prin zonă. Aici, din păcate, pentru că emisiunea a fost una altfel, se încheie, dragii mei, ce pot să spun așa. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Cu bucurie. Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți. Cu drag. Vă urez să vă dea Dumnezeu multă putere și sănătate și să... ce să zic, să duceți mai departe ceea ce ați început acum câțiva ani. Noi vă așteptăm aici alături de noi, am spus, faceți parte din familia noastră și cel mai frumos mesaj. Felicitări, draga mea, spune Ioan Oltean. Presupun că îl cunoașteți. Aici, dragii mei, ne luăm la revedere. Rămânem aproape de step by step să vedem pas cu pas cum facem. Îl salutăm și pe domnul Lucian Rus, domnul ministru secretar de stat, uite, este alături de noi. Dragii mei, mâine dimineață vorbim tot despre elevi, dar de data asta ne mutăm la Decebal și vin alături de noi domnul profesor Stănculesc și una dintre elevele minunate care ne va arăta ce se va întâmpla în 3 februarie la Decebal. Rămâneți aproape de noi mâine dimineață să vedeți ce se întâmplă cu Robotics. Până mâine dimineață, nu uitați, deși e ultima zi din ianuarie, haideți, dragii mei, să învățăm să dăm tribut societății din care venim și să spunem așa, simplu, te iubesc.